Versetul 26. Mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Asta înseamnă că singura mânie permisă este cea fără păcat. De exemplu, când Isus a mâniat în templu că oamenii făceau bani în numele religiei, a fost drept să se mânie. Dar când l-au pălmuit, l-au blestemat, au scuipat pe fața lui, atunci el nu s-a mâniat. Când i-a zis că el e Domnul dracilor, nu s-a mâniat. Așadar, Isus este, să spun așa, dicționarul meu. Definesc mânia privind la dicționarul meu, modelul meu, care este Isus Hristos. Și descoper la el că niciodată nu s-a mâniat când oamenii spuneau ceva rău despre el, sau îi făceau ceva lui, sau îl loveau, sau orice era cu privire la el. Dar când era vorba de slava lui Dumnezeu, atunci se mânia. Când a văzut că oamenii făceau bani în numele religiei, că nu vroiau ca un om sărman să fie vindecat în ziua de sabat, legalismul lor l-a mâniat. El este exemplul meu. Cum să-l urmez pe Isus? Când să mă mânie și când nu? Aici spune, mâniați-vă, dar nu păcătuiți din cauza mâniei. Asta înseamnă că atunci când cineva mă rănește sau mă vorbește de rău, îmi vorbește urât și eu dacă mă mâni, este păcat. Și chiar este. Poate cineva la locul de muncă te-a rănit sau poate rudele tale au spus ceva despre tine. Soțul sau soția ți-au spus ceva și tu te mâni. Atunci păcătuiești. Dar, în același timp, dacă vezi că la un program TV, un predicator face bani în numele religiei și spune oamenilor să-i dea bani și nu te mâni, păcătuiești din nou. Pentru că în astfel de situații s-a mâniat Isus. Ceea ce vă dați la creștini este că citesc sau aud despre astfel de predicatori și nu se mâni. Dar dacă cineva le face ceva la servici sau acasă, ei se mânie. Este exact pe dos decât a făcut Hristos. Și este un cuvânt pentru ceea ce este opus lui Hristos. Anticrist. Acesta este Duhul lui Anticrist. Deci când văd oameni că fac bani în numele religiei și asta nu mă mânie, dar dacă cineva îmi face mie rău și mă mâni, atunci acesta este Duhul lui Anticrist. Opusul lui Hristos. Poate nu-ți place ceea ce spun, dar acesta este adevărul. Și pentru că eu iau păcatul în serios, ca o să mă țin de aceste lucruri. M-ați mai auzit că am dat pe față predicatori care fac bani în numele religiei? Mergeți pe internet sau pe YouTube și vedeți câți vorbesc împotriva lor. Frica de Dumnezeu aproape că nu mai este în creștinism. Și o dovadă a acestui lucru este că acești predicatori nu sunt dați pe față așa cum a făcut Isus. În al doilea rând, oamenii se supără dacă cineva spune ceva împotriva lor. Se supără soțul și soția unul pe altul. Acesta este Duhul lui Anticrist. Mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Priviți la dicționar, la exemplul nostru, Iisus Hristos, și vedeți când s-a mâniat El și când nu. Trebuie să ne mâniem când vedem că oamenii nu au milă. O persoană era bolnavă și farisei nu vroiau ca El să fie vindecat din cauza unui ritual religios pe care îl țineau, sabatul. Iisus atunci s-a mâniat. Dar atunci când au zis că El e Domnul dracilor, nu s-a mâniat, ci i-a iertat imediat pe oameni. Și n-a ripostat deloc când a fost scuipat. El n-a zis, stați să vedeți când mă voi întoarce, am să vă dau eu o lecție. Nu. N-a spus asta niciodată. Nu.